Cum pot să-mi recapăt mărturia în fața celor de la școală? Știți cât timp s-a răspuns? Un ceas. 25 de întrebări. Țineți-vă bine, mâine duminică ne trebuie 25 de ceasuri sau de predici la care s-ar putea răspunde. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu o să vă necăjim așa mult. Dar trebuie să vă răspundem. Frate Vali, aveți la cuvânt. La întrebarea aceasta doar vreau să spun cine a întrebat. Merge pe premiza că am pierdut mărturia. Cum pot să-mi recapăt? Înseamnă că mi-am pierdut mărturia. Și am spus în mesaj, e foarte important să ne asumăm acest eșec, să ne cerem iertare, să ne spunem lucrurile acestea și de acolo să construim. Foarte important să nu ne pretindem a doua zi ca și cum nimic nu s-a întâmplat și dintr-o dată am venit la biserică schimbat. Trebuie să-mi asum, să-mi cer iertare, să repar inclusiv partea asta de mărturie înaintea, în public. Mai ales dacă, cum zicem noi, damage-ul, dacă paguba s-a făcut în public trebuie să corectez. No comment. Cum pot să fac să nu mă mai gândesc la ce vor spune oamenii despre mine? Știu că la vârsta asta e foarte important imaginea. Țineți foarte mult la ea, știu. Dar partea bună că veți renunța la ea în timp. Nu o să vă mai intereseze foarte mult de ea și veți pune în timp accent mai mult pe caracter decât pe reputație. Caracterul ceea ce vede Dumnezeu, reputația ceea ce văd oamenii. Așa că vă înțeleg dacă asta contează foarte mult pentru voi, dar ar fi bine să renunțați la ea. Că reputația, oricât ați grijit de ea, oricum oamenii dau de pământ cu ea. Oricât ai vrea tu să vorbească cu oamenii de bine, cineva tot te va găsi ceva rău să vorbească despre tine. Asta nu înseamnă că trebuie să... Biblia spune că e important când vorbești de rău să o facă pe nedrept. Oricum vei fi vorbit de rău. Ideea, întrebarea este dacă te vorbești pe drept sau pe nedrept. Deci nu fi stresat de lucrul ăsta, că nu contează foarte mult. Noi alergăm în bătălia aceasta, în alergarea noastră, pentru un singur spectator care este în stadion și anume pentru Domnul nostru, care de fapt pot să spun mai corect că aleargă alături de noi. Așa că nu fiți foarte stresați de ce vor spune oamenii. Oricum vor găsi ceva rău despre voi de spus. Atât adaug. Asumă-ți dacă ești creștin. Îți asumi sau nu? Când m-am dus în armată, n-am ajuns în unitatea militară și m-au descoperit pe drum că sunt pocăit. Și de atunci mi-au zis Poco de la pocăit. Prima dată pocăit, urmă m-au, știți, un diminutiv mi-au zis, Poco. Și nicio problemă. Am luat-o cu mândrie pentru că l-am iubit pe Domnul și Mântuitorul meu. Amin. Nu vă temeți de ei. Cine este în noi este mai puternic. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. A treia întrebare o să rog pe fratele Grigore să răspundă dacă împărtășesc pliante sau broșuri în stradă la diferite persoane care le vorbesc despre Iisus. Trebuie să anunț la biserică sau la comitet ca să fac această lucrare. Domnul Iisus a trimis doi câte doi. Dacă vrei să fii singur, du-te singur. Dacă vrei să fii în echipă cu noi, cu cei de la misiunea care merg în stradă, atunci fii împreună cu noi una pentru aceeași cauză să slujim pe Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu-i păcat nici de unul singur, nici împreună cu noi. Dumnezeu nu s-a folosit de oameni clandestini niciodată, ci lucrează prin biserica Lui, care este singura instituție validată și confirmată de Scriptură, este biserica. Orice lucrare trebuie să facă în colaborare. Chiar dacă nu ne place anumite lucruri, e mai important, spune cuvântul lui Dumnezeu, ascultare decât jertfa aia care o fac cu pliante prin oraș. Vreau să adaug aici un singur lucru. Împreună cu echipa de misiune, cunoaștem legislația din Franța și vă putem pune la dispoziție să știți ce aveți drept și ce nu aveți drept să faceți ca să nu intrați în contradicție cu legea. Dumnezeu să vă binecuvinteze. A patra întrebare, aș dori să studiez Biblia mai în profunzime. Cum trebuie să procedez? În primul rând, pentru ce studiez Biblia? Un păstor din Timișoara, baptist, un frate drag inimii mele, vreau să vă spun că omul acesta a fost președintele, dacă vreți, a uteciștilor pe România. Utecist era să fie un fel de membru de partid pe vremea lui Ceaușescu, așa, era Uniunea Tinerilor Comuniști și el era președintele pe România, ateu, spunea el, convins. Și când a citit prima dată Biblia, a citit-o să poată să-i combată pe creștini și mai ales pe evanghelici.
Și așa de bine a citit-o și atent a citit-o, cu interes, încât Biblia l-a convins că există Dumnezeu și acum e păstor, slăvit să fie Domnul. Amen. Cum o citești? De câte ori trebuie să citim un pasaj din Biblie ca Dumnezeu să ne descopere ceva din el? Până Dumnezeu ne descopere ceva din el. Noi avem o slăbiciune că începem în rezoluții noi la anul nou și ne propunem să terminăm Biblia în anul acesta și de multe ori o facem superficial, cum spune noi, just tick the box, numai să bifăm acolo că am parcurs și nu pot dormi până nu am citit, dar nu neapărat, mai bine să citești până Dumnezeu îți vorbește și spune: Doamne, mă apropii de tine pentru că nu știu, vreau ca un copil care vrea să învețe, învață-mă ce trebuie să fac, care e mesajul tău pentru tine. Citește doar un verset sau două sau zece, dar oricât, până Dumnezeu îți vorbește, nu citi superficial și să spunem: yes, am citit încă o dată Biblia anul ăsta. În fiecare dată când deschizi, cred că Dumnezeu e pregătit, așteaptă să-ți dea mesajul, tu numai să fii atent la el. Și de multe ori, mai ales în predicare, oamenii știu că trebuie să citești uneori de 100 de ori pasajul acesta ca Dumnezeu să-ți descopere și zici: mă, dar n-am observat de la început. Nu-mi vine să cred, uite, Dumnezeu. Și e ca o fântână, cu cât sapi mai adânc din ea, cu atât mai proaspătă și curată apa. Mulțumesc. Ce pot să fac să stau mai mult în rugăciune fără să adorm, chiar dacă dorm de vreme? Vă rog, am zis ceva. Wow. Să vă spun direct? Hai să vă spun direct, că vouă vă place. Ăștia care sunt francezi știu că ei vin și vorbesc direct. Direct. Cereți... Un necaz? Nu. Am zis mult. Vreți să vedeți minuni? Dacă vreți să fiți voi vindecați, trebuie să fiți bolnavi. Dacă vreți să vă rugați cu un interes, trebuie să suferiți pentru cel pentru care voi vă rugați. Sau să aveți un interes mare. Când sunteți interesați, de ce nu adormiți la telefon? Hai! Nu-mi spuneți de ce când vorbiți, mai ales pe linia roșie, aproape interzisă, și stați mult la telefon și ar trebui să dormiți. De ce? Iubiți ce faceți? Și vă place cu cine vorbiți? Când vă place în rugăciune și vorbiți cu Dumnezeu, iubiți ce faceți, aveți o relație cu El, nu o să adormiți. Adormiți pentru că nu aveți interes. Mă iertați. Dacă aveți un necaz, vă spun eu, când sunteți bolnavi, voi personal vă veți ruga diferit. Așa că iubiți pe Dumnezeu, aveți relație cu El, nu cereți necazuri, cereți binecuvântări, mulțumiți că nu va da necazuri și nu o să dormiți. Domnul să vă binecuvinteze. Amen. Când un dar se manifestă în viața noastră, putem spune că îl avem? Nu știu la ce se referă exact posibil. Cum putem ști dacă avem un dar? Sau? Pot să răspund? Da, vă rog. Eu înțeleg așa, această întrebare, dacă Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt ne dă daruri, sunt darurile Duhului Sfânt. Și dacă la cineva i-a dat Domnul un dar, da? Eu știu că se merge spre vindecare, prorocie, altele din astea care sunt mai... Eu am o întrebare. A cui este darul? Al tău sau al Duhului Sfânt? Poți spune că Dumnezeu ți-a dat harul și darul, dar manifestarea unui dar se face numai și numai la direcționarea și la decizia Duhului Sfânt. Nu prorocim, nu avem înțelepciune, nu avem dar de cunoștință să știm unele lucruri despre cineva, numai când Duhul Sfânt se manifestă. Darurile sunt ale Lui și nimeni să nu creadă că dacă este sau s-a manifestat Duhul Sfânt prin El, prin vindecări sau așa ceva, este darul Lui. Nu, nu, nu. Vă rog să vă calmați. Este Duhului Sfânt. Rămâneți la smerenie. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Ce înseamnă mai precis faptul că Dumnezeu este Duh? Vă rog. Ce spuneți dumneavoastră că Dumnezeu este Duh? El este imaterial din punct de vedere, țineți minte, din punct de vedere al nostru. Noi nu-L vedem, nu-L putem pipăi, prin simțămintele care omul le are, nu poate să-L perceapă pe Dumnezeu, decât prin credință, prin scripturi și prin descoperirea directă a lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu poate să se facă pipăibil, ba da,
dar unii îl caută bâșbâind, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Duh, este ceva dincolo de perceperea noastră umană. Mulțumesc. Nu doar Dumnezeu este Duh, și îngerii sunt duhuri slujitoare. A fi Duh înseamnă a nu fi limitat de condiția aceasta a trupului, și Dumnezeu are această capacitate de a nu fi înghesuit într-un trup ca noi, ci nu este nelimitat, așa că și noi există partea aia care corespondent în închinare înainte de Dumnezeu, trebuie să ne închinăm în Duh. Este partea din noi care numai așa te poți conecta cel mai profund cu Dumnezeu în Duhul nostru. Ne rugăm, folosim trupul, sufletul, dar intimitatea, relația cu Dumnezeu o avem în Duh. Următoarea întrebare. Dumnezeu ne poate duce în ispită? Este o întrebare și cred că se referă la rugăciunea Tatăl nostru. Și nu ne duce pe noi în ispită. Se poate afișa? Iacob 1. Citim de la 12 în jos. Să vedem dacă găsim răspuns. Zicem 13. Citim. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. El însuși nu ispitește pe nimeni. 14. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. 15. Apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Iată, Dumnezeu nu ispitește, dar aici se pune întrebarea dacă Dumnezeu ne duce în ispită, Dumnezeu îngăduie ispita. Diavolul face totul să ne ispitească, pregătește capcana pentru noi și Dumnezeu îngăduie. Spuneam de Iov în seara aceasta, dacă vreți, Daniel a fost el ispitit să mănânce din toate mâncările împăratului. Dar se spunea căci Daniel s-a hotărât, s-a spus, da? Iată, ca să rămâi o mărturie, trebuie să rămâi decis. Dumnezeu nu ispitește, dar poate îngădui ispita. Fie din cauza ta, sau a diavolului, sau a lumii. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Poate totuși rămâneți nedumeriți de ce există atunci exprimarea asta și nu ne duce în ispită, pentru că deduce din exprimarea asta clar că Dumnezeu ne duce în ispită pe cineva. În original, din câte îmi amintesc, este exprimarea aceasta în multe traduceri și nu ne îngădui să cadem în ispită. O altă traducere mai contemporană spune și nu ne testa prea tare. Și nu ne testa așa de tare încât să cădem. E clar că Dumnezeu este implicat în partea aceasta de testarea noastră, dar nu cu scopul de a ne ispiti în păcat. Ok, următoarea. Ce părere aveți despre vârsta pământului? Din ce mi-amintesc, din ceea ce am studiat, se pare că anul creierii pământului, din perspectiva biblică, ar fi anul probabil 4004 înainte de Hristos. Aproximativ 6.000 și ceva de ani în urmă. Acum există tot felul de debate-uri, probleme. Vreau să vă spun că e ok în anumite lucruri chiar să fii greșit. Sunt lucruri care nu le înțelegem, dar nu ne afectează mântuirea și nici mărturia. Și părinții noștri, străbunicii noștri și înaintașii noștri au murit cu ele, poate le-au înțeles într-un fel sau altul, dar nu le afectează. Admitem că oricât ar studia, voi merge cu niște lucruri care nu le-am înțeles în lumea cealaltă, dar trebuie să mă asigur că și dacă nu știu corect anul creierii Pământului, mântuirea și mărturia mea să nu fie afectată. Deci din ceea ce mi-aduc aminte, acesta ar fi anul în care mulți teologi înclină să îl identifice. Ok, trebuie să înțelegem cele 7 zile a creației literalmente 24 de ore. Probabil se referă că chiar au fost în 7 zile a câte 24 de ore creat pământul. V-aș da de studiat Genesa capitolul 1. În primul verset spune așa, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.
Pe urmă vine Moise care scrie cele 5 cărți și dă niște explicații mai clare. Apoi unii presupun că o zi, cum spunea Petru în cărțile lui, o zi pentru Dumnezeu este cât 1000 de ani. Eu nu consider așa. Personal, după tot ce am studiat, consider că au fost, așa, zicem noi, o zi și o noapte, 24 de ore, nu știu după cum spun specialiștii că orele nu mai sunt ca înainte, posibil și acestea, dar a fost o zi și a fost o noapte. Așa consider și cred, am toată convingerea. Dacă teoriile lui Darwin ar vrea oamenii aceștia de știință să spună adevărul, ar zice clar, sunt minciuni. Majoritatea din ele sunt minciuni. Și s-a descoperit că nici universul nu este veșnic, că și universul are un timp și trece. Și toate sunt o transformare. Și toate au fost create din nimic. Sunt lucruri care sunt dovedite științific. Însă, cum să recunoască, ne-au învățat ani de zile niște minciuni și acum să recunoască altfel? Se vor dovedi și acestea și cred că și științific la vremea lor. Dumnezeu să fie slăvit. Continu în același gând și cred că întrebarea aceasta are un fundament în sensul în care evoluția foarte greu acceptă ideea că aceste lucruri au fost create în câteva ore. 7 zile, a câte 24 de ore. Evoluția îi dă peste cap conceptul acesta. Am auzit interpretări chiar creștine care spune că de fapt 7 zile ar fi însemnat 7 milioane de ani. Eu cred, îl cred pe Dumnezeu în stare că ar fi putut crea Pământul în 7 minute. Așa că Dumnezeu nu are nevoie de explicații. Cine crede în creaționism, în crearea prin cuvântul lui Dumnezeu, acceptă că au fost cât mai puțin interval, pentru că Dumnezeu n-a fost o problemă să fie 7 zile a 24 de ore. Ok, trebuie să, așa, să se poate păstra mărturia pe rețele de socializare făcând videouri despre creștinism și vorbind despre Isus. Vreau. Se poate folosi. Noi trebuie să folosim tehnologia cea mai avansată să punem la picioare lui Hristos. Amin. Trebuie să fim prezenți peste tot. Noi ne-am trezit în pandemie cu slujitori care au anatemizat transmisia online și după aceea ai văzut în living cu laptop pe genunchi și predicau la biserică. Dar înainte nu vreau să audă de asta. Eu cred că trebuie să fim de acord că toată tehnologia trebuie să fie pusă în folosul Împărăției lui Dumnezeu. Așa că cred că dacă vrei și o faci cu grijă și cu înțelepciune, poți fi o mărturie și în lumea virtuală, în care majoritatea trăiesc mai mult acolo decât în lumea asta la altă. Când Domnul Iisus a trimis pe cei 12, era Imperiul Roman și era o libertate foarte mare de deplasare. Acum Domnul Iisus Hristos, știind că vremea este foarte aproape, a lăsat și această oportunitate și poartă deschisă internetul, unde găsiți de toate influențe diabolice, lumești, dar și dumnezeiești. Fiecare mănâncă după cum are poftă și îi place. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Da, amin. Folosiți-l. Se poate păstra, nu, asta am citit. De ce Dumnezeu a instituit sacrificiu și vărsarea de sânge ca să ne poată ierta? Gândul care l-am eu pentru voi este acesta. Ideea aceasta a fost din partea lui Dumnezeu de a sacrifica animale pentru a fi iertați oamenii. A ierta într-un cuvânt puțin impropriu, că era o amânare a judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să arate evreului care venea cu jertfa la templu că pentru păcatele lui trebuie să fie un animal care suferă în locul lui. Dumnezeu vrea să dea o lecție evreului, că atunci când înfinge cuțitul într-un animal, când animalul își dă, iertați-mă, ochii peste cap și își dă ultima suflare, evreul era conștient și era responsabil în momentul acela că pentru viața care a trăit-o, pentru păcatul lui, nu el, dar altcineva trebuie să sufere și să dea viață. A fost, cred eu, intenția lui Dumnezeu care a vrut să-l învețe pe om că pentru fiecare păcat trebuie să existe vărsare de sânge, o suferință din partea cuiva. Da. Așa spunea legea lui Moise. Dacă cineva a omorât pe fratele său, trebuia să moară și el. Însă toate sacrificiile care au fost și toate jertfele arătau spre o singură jertfă, Iisus Hristos. Era
umbra Domnului nostru Iisus Hristos în jertfele de acelea, că atunci când El vine și când El a murit pentru noi, să creadă în El. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos, mielul de jertfă al lui Dumnezeu. Amin. Care este autorul cărții evrei din Biblie? Părerile sunt împărțite, cei mai mulți spun că nu se știe, unii spun că ar fi fost Pavel. Eu vă spun, nici acest lucru nu ne afectează nici mântuirea, nici mărturia, ci important, indiferent care ar fi autorul, să împlinim cartea evrei. Amin? Este insuflată, așa ai citit, da, și inspirată. Din evrei. Că e și insuflată și inspirată, este pentru noi. Amin. Amin. Apocalipsa 22, versetul 18 și 19 este un principiu aplicat doar la cartea Apocalipsa. Se referă, cred că, la cine scoate sau adaugă, așa, ideea de a nu scoate sau adăuga ceva la Cuvântul lui Dumnezeu, și întrebarea se referă dacă această poruncă are de-a face doar cu cartea Apocalipsa sau se referă la toată Biblia. Citim 19 și versetul 18 și 19 de aici. Dar mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și 19. Și dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea cea sfântă, din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Și acum eu vă mai duc la un loc în Scriptură, Deuteronom, capitolul 4, versetul 1 și versetul 2. Să vedem dacă are legătură sau nu. Acum, Israele, ascultă legile și poruncile pe care vă învăț să le păziți, împliniți-le pentru ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării pe care vă dă Domnul Dumnezeul părinților voștri. Și versetul 2. Să n-adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic sau să nu scoateți nimic din ele, ci să păzeți poruncile Domnului Dumnezeului vostru, cum vi le dau eu. Amin. Și revin și apreciez ce a zis fratele Vali și numai vă duc puțin. Galatenii la un moment dat le spune apostolul Pavel, alergați bine, cine v-a tăiat calea? În momentul când au renunțat și au vrut să se întoarcă înapoi la trăierea împrejur, să nu mai fie doar sacrificiul Domnului Iisus Hristos, ci să vină înapoi la faptele și la legea veche, în momentul când nu-L mai ai pe Iisus Hristos ca mântuitor și jertfa Lui nu mai are nicio valoare înaintea ta, în momentul acela nu mai ai mântuire. De aceea este scris Evrei 6. M-am oprit aici. Deci este pentru toată Scriptura, în special pentru Apocalipsa. Cel care a pus întrebarea, cred că știe răspunsul deja. Cu siguranță, în original, acest verset se referă strict la cartea Apocalipsa, dar este un principiu valabil pentru toată Scriptura, așa cum îl explica și fratele Grigore. Deci, înțelesul literalmente tradus original se referă la cartea Apocalipsa, dar principiul acesta este mai des întâlnit în Scriptură și nu e singura referință în care Biblia ne interzice la scoate sau adăuga ceva din Scriptură. Deci, indiferent, chiar dacă se aplică doar la Apocalipsa, citirea lui, este valabil pentru toată Scriptura, e un principiu valabil, așa cum se amintea. Următoarea întrebare. Ce părere aveți despre anumite biserici în care păstorii se roagă punând mâinile și oamenii pică pe spate și cad jos? Cred că următoarea întrebare este exact la fel. Deci sunt două întrebări asemănătoare. Și este o întrebare complementară. Aici spune, este biblic? Mi-amintesc, mărturisea un pastor baptist care a fost într-o biserică din America și unde se manifesta felul acesta de practici, și cel care predica sau evanghelistul mergea pe fiecare rând și punea mâna pe primul și toți ceilalți cădea așa că la Domnul. Și spunea el, eu am fost primul pe un anumit rând și la un moment dat numai rândul meu a rămas în picioare. Eram primul pe rând. N-am reușit să-i împingă. Am avut situații în care am avut musafiri de alte naționalități, alte culturi, poate care au predicat în biserica noastră, și când a făcut
rugăciuni la final, când noi chemăm des oamenii să ne rugăm pentru ei, la un moment dat a început să îi împingă și am spus, uite, te rog frumos, nu faci asta, înțeleg, respectăm orice convingere, orice manifestare, o respectăm, dar vă rog în biserica noastră să nu faceți asta. Ne-au înțeles, ne-au respectat, cred că are de face mai mult cu o cultură, o chestiune de cultură decât una biblică și eu am un principiu, ce nu înțeleg, nu judec. În biserica noastră nu se practică, nu le pot înțelege pe toate, nu vreau să judec manifestările altora, dar știu că și cred că este un element mai mult cultural decât orice altceva. Pentru că i-am spus slujitorului respectiv că Dumnezeu lucrează și se manifestă în felul ăsta și nu e nevoie să cadă. Dar pe român deja te rogi că nu cade. Dar într-o altă cultură ei se așteaptă la asta să cadă, exact. Și facilitează cumva lucrul ăsta. Deci îl pun în seama unei practici mai mult culturale. Pot să dau și eu ceva aici? Cultural sau scenariu sau adevăr. Unii fac cultural, alții fac scenarii să arate că fac minuni și la alții chiar se întâmplă minuni. Două săptămâni aproximativ, un bărbat foarte înalt, puternic, a intrat aici și la final, cine l-a adus, a zis să stăm de vorbă. Și am stat cu el de vorbă și am început să-mi spună tot ce se predică aici, nu-i nimic adevărat, Dumnezeu nu poate să facă așa, Dumnezeu, a început el, așa, Dumnezeu n-are oameni, pentru mine s-au rugat preoții, au pus pravila pe mine, adică cartea, așa, și așa mai departe. Și a spus, aveți curajul să vă rugați? Și la final am spus, da, mă rog pentru tine. Mai văd aici pe cineva, A fost altfel. Pot să vă relatez două minute, da? Cele două lucrări care, acum îl văd pe unul dintre frați. Odată ne rugam pentru bolnavi și pentru probleme. Și când eram aici jos, unul mirosea rău. Mirosea alcool, nu știu, era așa un cocktail. Și am trecut și am zis, eu nu mă rog pentru asta. Vă spun păcatele mele. Nu întotdeauna am ținut. Am zis, mă rog pentru ăștia la alți, că parfumați. Da. Și a zis, Duhul Domnului, te întorci și te rogi pentru el. Când m-am întors și am pus mâna peste el, ca un fulger în mâna mea și a căzut jos. Cu bărbatul ultima dată, cu două săptămâni, am zis, mă rog pentru tine, dar în mine s-a Duhul lui Dumnezeu așa a venit și am spus, Dumnezeu are aici oameni. Când am pus mâna pe el, un bărbat mare, când am pus mâna, am simțit puterea Duhului Sfânt trecând, ca electrocutat a căzut acolo în spate jos și am continuat să mă rog pentru el. Câteva minute, cred că vreo două minute, am crezut că nu mai respiră deloc. Apoi a început să tremure și așa mai departe. Și pe urmă, împreună cu un frate de aici din zonă, de aici, așa, și cu alții, l-am pus pe un scaun acolo, căci Dumnezeu are putere înaintea Domnului Iisus, când mustra duhurile, unele cădeau, unii cădeau înaintea lui, făceau spume la gură, așa a făcut și așa. Nu vă spun mai multe. Există când se manifestă Dumnezeu, dar există cultură, că oamenii au învățat să cadă jos, crezând că prin aceasta se face ceva. Sau, să zic, un teatru așa, un scenariu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să lucreze Dumnezeu și să nu facem noi scenarii. Amin. Mai există oameni care Domnul i-a înzestrat cu darul de vindecare? Da, mai există. Dar vreau să vă spun că darul nu este al lui. Nu este al lui. Hai să vă spun, nu vă spun, o să nu o luați. Vă spun despre mine, da? Duminică am fost la frații baptiști, am avut o ordinare de presbiter. Și la final a venit o soră
cu o fată mai mare. Și mi-a spus, o cunoști? Și am zis, da, am mai văzut-o, că am mai văzut-o prin holul bisericii. Și mi-a spus așa, știi când te-ai rugat pentru ea? Domnul a vindecat-o. Vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos face și nu de mult am mai spus, erau aici în față, era o fată care i-a căzut apă pe ea, a fost dusă la spital, așa mai departe, trebuia să-i facă o grefă de piele, de tot, de față și am făcut o rugăciune, nici nu m-am dus să pun eu mâna peste ea, am uns un șervețel, l-am dat la tata ei care, la care i s-a permis să intre la ea, așa, i s-a permis să intre la ea, a pus șervețelul, doar atât, și a fost o rugăciune făcută de la distanță. Când s-au dus medicii dimineața, au pus mâna pe ea să vadă și a căzut ca o coajă mare, așa, care s-a spart și a rămas fața curată. Lucrurile astea le putem pipăi. Avem vindecări cu factură, adică de la medici, că medicii au dat dovadă că sunt bolnavi, și avem fără factură, că au venit și ne-am rugat. Nu că eu am dar. Nu că alții din biserica asta au dar. Darul este a Duhului Sfânt. Se manifestă prin cei care cred și fac lucrarea în numele Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Putem, altă întrebare, putem pierde mântuirea? Da. Și aici, ați răspuns? Eu da? Răspuns, da. Sunt și aici părerele împărțite, unii teologi, și ce interesant că, cam cum vorbeam și cu frații, majoritatea teologii folosesc aceleași versete, același suport biblic pentru a-și exprima sau contura părerele lor. Unii sunt de părere că nu se poate mântui, că dacă nu se poate pierde, că dacă ar depinde de noi, am pierde în fiecare zi. Alții spun că se pierde, personal înclin, din câte versete avem, care suportă mai mult ideea că mântuirea trebuie dusă până la capăt, că se poate, există, mai degrabă pe mine mă ajută convingerea aceasta că să am grijă că o pot pierde, decât ideea că nu se poate pierde. Că unii ori trebuie să ne întrebăm ce efect are credința asta sau credința asta. Pentru că tot ce credem ne influențează de fapt și stilul de viață. Așa că eu sunt preocupat să țin la asta, să o păstrez, e ceva valoros care am primit și dacă s-ar pierde și dacă nu. Eu nu vreau să pierd și să-mi duc până la capăt mântuirea. Și Domnul să ne ajute la toți. Amin. Ultima întrebare. Ce rost mai are, și asta e una foarte interesantă, ce rost mai are să fii mărturie, să vorbești de bine, să trăiești conform când în familia ta părinții nici nu se mai pot vedea unul cu altul? Ce rost are când Dumnezeu parcă te-a uitat, parcă nu face absolut nimic, ci îngăduie lovitură după lovitură? Colegii mei sunt interesați să știe mai mult. Eu le povestesc, le spun din experiențe, din ce am studiat, dar în mine e un mare, mare gol. După tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă și după ceea ce văd în familia noastră, văd în ei că s-a întâmplat o schimbare de când ne cunoaștem și e un motiv de bucurie. Însă, pentru mine, e o durere, fiindcă știu ce e în mine, știu că trebuie să le ascund lucruri și să nu fiu sincer cu ei. Cum pot eu să mai zic ceva despre toate astea? Mi-e frică să mai vorbesc de Dumnezeu. Aș vrea să apreciem curajul acestei persoane, nu știu dacă este fată, băiat. Să fiu sincer. Ok. Cred că acest băiat, acest tânăr merită aprecierea noastră că a avut curajul să se deschidă și trebuie să rămână cu siguranță o parte anonimat, dar când am citit această mărturie, mi-am amintit despre unii psalmiști care spuneau, Doamne, până când? Eu degeaba caut să mă păstrez pentru Tine. Eu degeaba caut să-mi păstrez mărturia curată. Eu degeaba, Doamne, că mă uit în jurul meu și văd la alții că o duc mai bine, că sunt mai apreciați, că sunt așa și așa mai departe. Ce-i important? Că Dumnezeu apreciază această atitudine de sinceritate. Dumnezeu ia aminte la acest mesaj care a venit din partea unei persoane care exprimă un pic dezamăgire și despre părinți, dar dezamăgire și despre ea însăși. Eu încurajez să descarce frustrarea, inclusiv acest gen de frustrare înainte lui Dumnezeu. La un moment dat, Ieremia spunea, ai ajuns, Doamne, să-ți facă plăcere să mă vezi că mă chinui. Sunt urmărit mă urmărești ca o pradă, ca un animal sălbatic. Am ajuns să te bucur, parcă am nisip în gură, îți face plăcere să mă vezi suferind. În plângerea lui Ieremia, capitolul 3. Și dintr-o dată, la un moment dat, îți schimbă
opinia, schimbă perspectiva, după ce se descarcă toată starea înainte Domnului și zice el, și totuși mai trag nădejde. Mai este ceva ce mi-a dat încrederea și cred că mă pot ridica de aici. Cred că îndurarea Domnului nu s-a terminat pentru mine, cred că nu ăsta e capătul, cred că nu aici se termină tot, eu cred că Dumnezeu și înnoiește încă o dată bunătate față de mine și mai da viitor și nădejde. Ieremia, plângerea Ieremia, capitolul 3, versetul 21, dacă nu greșesc. Așa că Dumnezeu acceptă, Dumnezeu nu vrea perfecțiune în exprimarea noastră, ci în sinceritate, toate trăirile noastre să le deschidem înaintea lui Dumnezeu și persoana aceasta o încurajăm să se deschidă în continuare înainte lui Dumnezeu, dacă vrea să stea de vorbă cu o persoană matură spirituală care poate fi suport, că cred că e mai mult decât un sfat, o călătorie care cineva trebuie să o aibă împreună cu această persoană. Iubește-ți părinții, poate te-au dezamăgit, poate trebuie să te uiți la ei ca modele și n-au fost. Poate se adaugă și dezamăgirea ta că nu ai fost nici măcar tu exemplu pentru ei sau pentru alții. Și cred că perioada grea pentru tine, dar mă rog în această conferință Dumnezeu să-ți fi vorbit, să te fi întărit și să mergi acasă și să începi o viață nouă, să fii mărturie și pentru părinții tăi și pentru colegii tăi. Și te rog să rămâi sincer înainte de Dumnezeu, că El te va folosi mult mai mult pentru alții care vor avea astfel de mesaje. Amin. Credința, mântuirea și mărturia ne aparțin la fiecare dintre noi. Mai sunt, frate Vali. La fiecare ne aparțin personal și pentru această persoană, citez Numeri 26:11. Erau niște fii, părinții lor au fost niște păcătoși așa de mari înaintea lui Dumnezeu, că s-a deschis pământul și i-a înghițit. Și spune așa, fiii lui Core n-au murit. Nu știu cum sunt părinții tăi, știu cum au fost ai mei. Mama a fost o sfântă și tata a fost altfel. Noi am ales să-L slujim pe Dumnezeu așa. Fiul lui Core, scrie un psalm, psalmul 46. Cred că este pentru tine care ai scris această întrebare. Te rog să pui psalmul 46. Tu o să-L citești totul acasă, noi citim numai puțin aici. Dumnezeu este... spuneau fiii lui Core, adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Și mai departe, citiți voi acasă, dacă părinții voștri nu-s după voia lui Dumnezeu, voi mântuiți-vă pe voi înșivă. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin. Mulțumim. Poți să îți pierzi mărturia invitând o fată în oraș și să o cunoști, dar fără să ai certitudinea că ea va fi soția ta, bineînțeles pe un fond al respectului și al decenței. Mulțumesc! Eu vă recomand să nu ieșiți cu multe fete în oraș. Pentru că o fată din biserică, dacă aude, chiar dacă intenția ta e una sinceră, domnule, nu mi-ajunge cât o cunosc în biserică la repetiții, vreau să o cunosc și în oraș. Eu vreau să te încurajez să fii cât de cât convins de anumit lucru când o scoți în oraș, să fii ceva special, pentru că o fată, chiar dacă tu zici numai un cake together, numai o prăjitură împreună, ea o notează și zice, a ieșit și cu aia, a ieșit și cu aia, a ieșit și cu aia. Ar fi bine să nu fi ieșit cu ele, ce dacă ieși una, acum nu trebuie să rămâi, să te oblizi, să domnule, asta e, am ieșit, trebuie să mă construiesc cu ea. Nu, nu. Dar indicat ar fi să stați mai mult de vorbă în conjuncturi ca asta. Dacă există cineva în hol și a stat mai mult cu cineva, nu neapărat este o problemă, încă nu-i perceput ca o prietenie, dar deja când ești în oraș și te vede o altă din biserică, nu-i spune prin vitrină, eu nu am intenții serioase, nu mă mâncăm o prăjitură. Nu poți să-i spui asta, că deja va fi o bârfă în biserică, că deja ai auzit că eu ieșit cu fata de dincolo de la Cor, băiatul de fanfară și cu fata de la Cor. E clar că se va vorbi lucrul ăsta în biserică și nu te va ajuta la următoarea întâlnire care o vei avea cu altă fată din biserică. Că este percepția asta, așa că asigură-te că atunci când o scoți la o prăjitură, deja ai văzut ceva care nu poți rezista, deci trebuie să mâncăm o prăjitură împreună. Și dacă totuși după prăjitură asta ai considerat că nu e ceea ce poate e pentru tine, plătește prăjitura și te retragi cu căință și recunoștință. Da, ok.
Deci e foarte important, inclusiv în momentele în care suntem văzuți cu cineva, pentru că ni se pune, cam asta e percepția oamenilor, ni se pune în portofoliu, în CV, cum se zice, da? Așa că fiți atenți și cu prăjiturile. Da, următoarea, cum știm că suntem născuți din nou? Vă rog. Cunoașteți Biblia? 1 Ioan, capitolul 4, vă rog să-l citiți acasă. Prin aceasta știm că cineva e născut dacă ne ascultă sau ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Numărul 1. Nașterea din nou se produce și ea se vede. Ea se vede și au zis cum se produce. Prin lucrarea Duhului Sfânt, prin cuvântul lui Dumnezeu și prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Un om născut din nou vorbește diferit, gândește diferit, acționează diferit. Mulțumesc! Având în vedere că suntem copii ai Domnului, când vorbim cu ceilalți, ce răspuns să dăm celor ce ne întreabă dacă putem fi mântuiți fără Duhul Sfânt? Vă rog. Răspunsul categoric, fără Duhul Sfânt nu putem fi mântuiți. Și aici o mie de întrebări, știu. Dar vreau să vă duc să vă explic puțin cum eu pricep. Poate voi pricepeți mai bine. Duhul Sfânt, care rol îl are în viața creștinului sau credinciosului? Unu, da, Duhul Sfânt ne ajută să ne recunoaștem păcatele, ne dovedește că suntem păcătoși. Ioan 16, citiți acolo ce dovedește Duhul Sfânt. Apoi, Duhul Sfânt ne ajută la convertire. Duhul Sfânt ne ajută să ne pocăim. Duhul Sfânt ne ajută să ne naștem din nou. Dacă vreți, credința ce vine în noi vine prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne face să pricepem Scripturile, să ducem mai departe Evanghelia. Duhul Sfânt, dacă vreți, ne ajută, biblic, să ne ducem sfințenia până la capăt. Amin. Și acum am să vă spun un lucru care l-am înțeles eu din întrebarea aceasta. Nu este vorba neapărat de persoana Duhului Sfânt, că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Este, cred eu, pusă întrebarea pe baza botezului cu Duhul Sfânt. Și să vă luminez puțin fețele și aici, după cum văd eu din Scriptură, și cred că ar trebui să credem la fel. Cităm 1 Corinteni 12 cu 13. Vă rog să-l afișați. 1 Corinteni 12 cu 13. Cei ce aveți Scriptura la voi, vă rog să deschideți 1 Corinteni capitolul 12. Și luăm pe rând, mai întâi, până la versetul acesta, până la versetul acesta, este spus că darurile Duhului Sfânt sunt date toate prin același Duh spre zidire, așa mai departe, a bisericii, da? Darurile, dacă vreți, au rolul lor foarte clar. Aici, versetul 13 spune așa, noi toți, vorbea celor care erau deja botezați cu Duhul Sfânt, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ăia care au și darurile Duhului Sfânt. Și au fost botezați de același Duh. Dar care era scopul botezului? Ca să alcătuim ce? Un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie sloboți, toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Și acum aici vă dau o explicație clară din punctul meu de vedere. Poate voi vedeți altfel. Și nu am nicio problemă dacă vedeți altfel, e normal. Normal până când ne luminează pe fiecare Dumnezeu la fel. Aici, de aici în jos, vorbește Apostolul Pavel de trupul lui Hristos și noi ca mădulare ale trupului lui Hristos. Cine este capul lui Hristos? Dumnezeu capul lui Hristos. Hristos ce este? Capul bisericii. Noi ce suntem? Mădulare unde? În trupul lui. Cine e botezat de Domnul cu Duhul Sfânt face parte. Deci botez autentic, nu că a vorbit în limbi odată sau ceva s-a întâmplat. Botez autentic face parte din biserica lui Hristos. Și vă duc mai departe, nu vreau să vă predic că de astea îmi place despre lucrarea Duhului Sfânt. Dar Ioan spunea, botezătorul, el nu s-a recomandat ca mireasa lui Hristos. Eu zis, eu sunt prietenul lui.
prietenul mirelui. Vor fi mântuiți care vor fi nuntași. Ce vreți, nuntași sau mireasă? Da, nu mai explicăm mai mult. Cred că am zis deja prea mult. Cred că m-ați înțeles. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De ce e păcat amânarea copiilor după căsătorie? Vă rog. De ce este păcat amânarea copiilor după căsătorie? Cine v-a spus că e păcat? Păi, eu am cunoscut un caz, două cazuri. Unu, 8 luni, nu au avut nicio legătură intimă între ei. 8 luni. Am cunoscut altul. 8 ani. Nu s-au culcat 8 ani. După care s-au despărțit. Da, oamenii ăștia sunt în viață. Eu am o întrebare. Când vorbim despre facere de copii, nu vreau să vă predic, că vă predic dacă trebuie, dar în particular vă spun mai bine, mai clar. Dar aici vă amintesc doar rugăciunea domnească. Cum zicem în rugăciunea domnească? Mă ajutați puțin, hai să zicem Tatăl nostru până la un loc unde eu vă zic stop. Îl zicem împreună, hai. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se. Stop! Stop! Ce a zis ultima dată? Credeți că trebuie să se facă voia lui Dumnezeu? Amin. Sau a voastră? Amin. E păcat? Sau nu e păcat? Vă răspundeți voi singuri, eu vă las încurcați la tema aceasta, că de la cuvânt nu mă duc mai departe. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Amin! Poate depinde starea noastră materială de zeciuială sau milostenia care le facem? Milostenile care le facem? Răspunde tu. Vă rog, după aia... Hai, răspunde. Dacă nu răspund, da. Zice cuvântul lui Dumnezeu că este mai ferice să dai decât să primești. Este un har. Cât timp vom vedea zeciuiala ca ceva, ca o povară, ca ceva ce ni se cere, ca ceva care ni stăsează? Vă pierde o oportunitate. Dumnezeu nu are nevoie de zeciuiala noastră, Dumnezeu nu are nevoie de banii noștri, de milostenia noastră și mă bucur că aici se face diferența între zeciuiala și milostenie, că sunt două lucruri diferite. În concepția mea, cel mai zgârșit credincios, pocăit al Dumnezeu, dă zeciuiala. Deci de la zeciuiala în sus trebuie dat. Dar aici, vorbim de zeciuiala, Maleahie 3, cred că versetul 16 sau 11, 10, zice că aduceți la, așa, aduceți însă la casele vistăriei toate zeciuielile, ca să fie hrană la casa mea, puneți-mă astfel la încercare, este singurul loc în Scriptură în care Dumnezeu se lasă provocat de om. Noi am folosit de multe ori versetul acesta deformat și am spus, uite, eu îl pun pe Domnul la încercare, să văd dacă îmi va deschide ușa aia, să văd dacă Domnul va face asta, să văd dacă e singurul loc în care Dumnezeu în Scriptură se lasă provocat, dar El pune condiția în care se lasă provocat. Nu știu dacă mă înțelegeți. Termenii și condițiile stabilește Dumnezeu. Nu poți tu pune pe Dumnezeu la încercare cum ți se năzărește ție. Domnule, vreau să încerc pe Domnul dacă... Nu, nu, nu. E singurul aspect în care Dumnezeu se lasă. Și spune așa, adum zeciuiala la partea mea și să vezi dacă din cauza asta tu vei ajunge în sărăcie sau vei ce mai greu. Sau vei vedea că eu știu să binecuvânt. Pentru că ce era evreu, ce trebuia să facă evreu? Și asta e diferența între noi și românii și evrei. Evreu când năștea oaia primul miel, îl dădea Domnului și spune următoare, nouă să-i mei. Românul zice așa, să văd pe toți 10 miei, văd care e mai bolnav dintre ei, care oricum nu mai are unde trăit, și îl dau Domnului. Evreu prin credință, el spunea, eu mă descurc mai, eu am credința că mă descurc cu 90% mai mult decât dacă aș avea 100%. Zeciuiala este un act de credință, n-ar de a face cu cât primesc eu înapoi. Noi nu-L putem constrânge pe Dumnezeu și să folosim formule de genul dacă, că am auzit așa în biserici, dacă veniți cu zecioala, săptămâna asta veți primi în plic, în poștă, o sumă de bani, că veți fi binecuvântat. Nu, noi nu putem șantaja pe Dumnezeu în felul acesta, nu putem constrânge, nici
nu trebuie luată ca o povară, ca o sarcină, iară, este moment, modul în care eu îmi binecuvântez cel al 90 rămas acasă. Evreul trebuia să lege într-o parte și alta snopul acela de pe, din câmp ca să-i binecuvânteze pe tot celălalt. Zeciuiala este, dacă vrei, sfințește și binecuvântează pe cel al 90%. Așa că vă încurajez să credeți în acest principiu. Eu am spus bisericii noastre să aplice acest verset și dacă cineva va sărăci din cauza zeciuielii, să vină la mine și să-i dau bani. Eu îi dau bani apoi dacă cineva va sărăci. Și eu spus, bine, frate. Și am zis, înseamnă că voi aveți credință mai mult în mine că vă dau bani decât în Dumnezeu că vi poate da înapoi. Așa că nu am văzut până acum pe nimeni să-L cinstească pe Dumnezeu. Dacă o faci cu gândul acesta de a-L cinsti, de a recunoaște, când tu dai zeciuială, recunoști că acești 90% și tot ce ai primit din partea Lui, este o mare binecuvântare să poți. Unii, acum eu aș vorbi mult despre tema asta, pentru că e un principiu în viață prin care Dumnezeu te poate binecuvânta și este ocazia ta să poți să fie binecuvântare pentru lucrarea lui Dumnezeu. Așa că vă încurajez de la vârsta aceasta, chiar dacă ai poate numai, cum se spune asta, ajutorul, beneficiul ăsta de copii, da? Alocația, da? De din ea, oricât, pune deoparte pentru Dumnezeu, cinstește pe Dumnezeu încă de la vârsta aceasta, fă-ți un principiu de viață. De la primii bani care i-am primit, de când mă știu, am dat 10 ăla și niciodată nu am fost în nevoie. Nu am avut mulți încât să mă scoată din casă banii, dar nici nu am avut nevoie să cer împrumut. Și a fost o mare binecuvântare că am înțeles principiul ăsta, că e mai mult un privilegiu să dai decât o așteptare din partea lui Dumnezeu. Cred, și doar să răspund, cred că starea aceasta noastră depinde și de asta. Efectiv, cred că mulți din cauza aia nu adunăm bani, pentru că ne cinstim pe Dumnezeu. Și aici spune, cum mă necinstiți voi? Neaducând zeciuiala la casa Domnului. Zeciuiala trebuie să aducă aici, în Paris, la Philadelphia, unde te hrănești. Deci nu mănci la restaurant aici și plătești la o biserică în România. Zeciuiala trebuie adusă la locul în care te hrănești spiritual. În Țefania, capitolul 1, este acolo un verset, un dialog între Dumnezeu și poporul evreu. Și a zis Dumnezeu, da, vă ziceți că n-a venit vremea să construiți pentru casa mea, așa-i? Dar pentru voi a venit vremea să vă construiți case noi și cu tavane căptușite. Cu alte cuvinte, pentru voi a venit vremea să vă schimbați mașini, să vă faceți a doua casă în România, să vă schimbați termopane, dar pentru mine n-a venit vremea să vă investiți în casa lui Dumnezeu. Așa că, și mai departe, cred că versetul 8 sau 9 spune, voi adunați banii, îi puneți pe masă și spune, eu vi suflu, Țefania capitolul 1, spune, Hagai 1, așa, zice, eu vi suflu, vii suflu de pe masă. Și de aia ne întrebă uneori, Doamne, de ce nu se leagă euro cu euro? De ce nu se pune împreună? Doamne, nu tot muncesc până în seara târziu, dar nu se pune. Pentru că, zice, în casă nu vă săturați, adunați fără mine și nu aveți nicio șansă. Studiați, vă rog, pasajul acesta din Hagai 1, pentru că este foarte profund o discuție despre dărnicie cu o biserică, cu comitetul bisericii de acolo. Așa că citiți și studiați. Mulțumim. Cred personal că, zeciuiala este unul, cum se spune aici, cinstirea lui Dumnezeu, teama aia sfântă, respectul față de Dumnezeu. Zeciuiala este credincioșie față de Dumnezeu și încredere în Dumnezeu. Când dai, tu te încrezi în Dumnezeu și lasă-L pe Dumnezeu, că Dumnezeu va face mai departe lucrurile. Să vă spun de aici, de la noi, că imediat terminăm, din zona pariziană, când am început, eram undeva la Dravei, eram o mână de oameni, câțiva. A venit un băiat din România cu principiul să dea 10%. A trecut prin voi și a trecut prin toate. A dat zeciuială. Pe urmă a zis, eu dau mai mult, 15%, 20% și peste 20%. Vreau să vă spun, azi, când mă uit la el, e departe. Dumnezeu l-a umplut de lucrurile astea pământești. Că El a dat, că l-a cinstit pe Dumnezeu, s-a temut de Dumnezeu, da? A fost corect cu Dumnezeu, nu l-a înșelat, că aici zice, voi mă înșelați cu zeciuielile. Și s-a încrezut în Dumnezeu. Și Dumnezeu, stai liniștit, că poate să-ți dea, și să-ți dea într-un sac care să nu fie spart. Că la un moment dat zice acolo că adunați mult și puneți într-o pungă spartă. Imaginați-vă ce, poți să aduni mulți, milioane să pui în ceva spart, care se duce în Sena, și s-o dus,
și pe când te uiți nu mai ai nimic. Când vorbim despre milostenie, spune aici, milostenia este altceva. Este caracterul lui Dumnezeu. El s-a îndurat și a fost milă de noi. Când ne este milă de seminii noștri, noi dovedim din caracterul lui Dumnezeu. Și aici vă arăt o simplă poză a unui pom bun și a unui pom rău. Fiecare face fructele în funcție de soiul lui, de felul lui. Da? Omul bun sau pomul bun face roade bune. Omul bun, da, știți ce face? Roade bune. Căci soarele ne luminează și dacă merităm și dacă nu merităm. El își face treaba lui. Oamenii lui Dumnezeu își fac treaba lor. Mărturia o faci, fie că merită ăla pentru care faci milostenia, fie că nu merită. Tu ții mărturia. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Vreau să dau cuvânt fratelui Vali dacă vrea să ne mai spună ceva și facem rugăciunea de mulțumire. Vă mulțumesc că ne-ați răbdat să vă răspundem la toate întrebările. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunteți pom buni. Da, vreau doar să vă apreciez lucrarea care o faceți aici. Vreau să spun că a fost o bucurie pentru mine să vă slujesc. Mulțumesc că m-ați acceptat la vârsta asta să fiu printre voi. Aveți aici lideri care vă iubesc, au pasiune pentru lucrarea asta, prețuiți, rămâneți în unitate. E normal între voi așa mult să fiți și diferențe, dar Dumnezeu vrea să vă folosească în orașul acesta. Chiar cred că aveți un potențial care nu l-a avut și oportunități care nu au avut părinții voștri, nici strămoșii voștri, ci aveți din partea lui Dumnezeu multe perspective. Chiar dacă e păcat mult, Dumnezeu va mulți harul pentru voi și vă va folosi pentru gloria Lui. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare, să fiți o binecuvântare pentru familie. Lăsați familiile voastre, părinții voștri să vadă o mărturie schimbată în viața voastră. Să întrebe ce de nu mai trântești ușa? Cum vorbești așa frumos cu mine? Până acum ziceai tu, acum zici dumneavoastră. Fă să vadă că este o schimbare care numai Duhul Dumnezeu poate face și cred că ce n-a reușit biserica, ce n-a reușit comitetul, slujitorii, a putut face Duhul Sfânt în seara aceasta. Așa că lăsați să se vadă că s-a schimbat ceva în viața voastră și Domnul să vă binecuvânteze și să ne vedem la nuntă, la binecuvântări și în voia Domnului mai departe. Amin. Mulțumesc. Mulțumim, frate Vali. Vă invit să stăm ridicați pe picioare toți. Să mulțumim Domnului cu toții pentru harul Său care ne-l-a dat în zilele acestea. Mâine dimineață, fratele Vali va fi la Lumina Lumii, la primul și la al doilea program acolo, iar după masă va fi cu noi. Dumnezeu să-i dea putere, har și să mai ducă din partea lui Dumnezeu un mesaj. Amin. Să mulțumim și să-L încredințăm și pe El în mâna Domnului și pe fiecare dintre voi. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Rămâneți, nu uitați, o mărturie. Rămâneți sarea pământului, lumina lumii. Sarea, dacă se descompune și nu rămâne sare când își pierde gustul, sarea devine o travă. Ori mărturie, ori păcat. Ori aduceți viață, ori aduceți moarte. Sarea poate să aducă viață, dar sarea descompusă, cel puțin în două, în sodium și clor, vreau să vă spun că aduce moarte și una și alta. Numai împreună, cum ne vrea Domnul, putem să aducem viață. Dumnezeu să ne ajute. Amin.